Ion Lazarenko Tiron este cel mai bun înotător din lume în apele deschise. A primit acest titlu în 2018 și crede că sportul îi ajută foarte mult pe oameni. Pentru copiii din satul său natal, din Basarabia, s-a împrumutat la bancă și le-a construit un stadion. De ce am făcut asta? Pentru că vreau să fac ceva frumos pentru niște copii. Am să fiu sănătos, am puterea să dau banii ăștia înapoi. Bine, am să mă strădui, doar mă strădui, nu? Doar nu fug. În cât timp trebuie să dați banii înapoi? În 5 ani. Ați luat mulți de la bancă? 27.000. Și ați băgat pe tot? E că la Moldova n-am anunțat suma, dar pe toți am băgat. Regretați vreo clipă gestul deloc acesta de a vă împrumuta la bancă? Știți că n-am regretat. Vă spun că n-am regretat. Că m-am dus în sat după nici un an de zile și am găsit stadionul vandalizat, oricum spune. Și așa de tare m-am supărat că am sunat și la toată poliția din Moldova. Și am zis că să-i găsească, să-i pedepsească pe toți. Și tot pe urmă eu le-am să-i iert, să-i dă-i pași. După o zi mi-a trecut toată ura. Le este cu adevărat folositor copiilor stadionul acela? Da, anual 800 de copii se folosesc de stadion. Ies campioni? Sunt 7 copii din Brăviceni care reprezintă Republica Moldova la campionatele mondiale și campionatele europene. Avem medaliști, avem la aur, avem la europeni, avem foarte mulți copii și știți, vreau să mă schimb un pic din a duce material în a da educație și cultură, mă înțelegeți? Pentru că eu cred că și asta este un, cum spune, lac, o lipsă. Să stați de 23 de ani în Irlanda, nu? Ei cum sunt? Cum își educă irlandezii copiii? Dar noi facem o greșeală foarte mare, care irlandezii nu o fac. O greșeală fundamentală care strică viața copilului este aceea că noi vrem să-i dăm copilului. Eu tot timpul spun, irlandezul la 16 ani îl trimite la muncă. La care colegiu înveți acolo? La 4 termin, dar de la 5 până la 10 ai 5 ore. Poți să lucrezi la un bar, la un restaurant, să faci niște bănuți, să dai lui mama 50-60 de euro pe săptămână, că eu îți spăl să te hrănesc, dar cum vrei. Și așa e. Dar noi are 28 de ani, trăiești cu mama, sunt soară, mama îi faci în nuntă. În Irlanda eu n-am auzit familii de irlandești să facă nuntă la copii. N-am auzit. Vrei nuntă, du-și și fă bani. Și o nuntă în Irlanda costă 40-50 de mii de euro. Sunt împrumută, fac nuntă și plătesc ambii împreună. Dar nu vin pe gata, că mama îți dă mașină, tata îți dă apartament. Am înțeles. Și ce alte diferențe mai sunt între ei, irlandezii și noi? Ei prețuiesc azi, acum. Noi, cum am spus, noi ne străduim să ne concentrăm pe mâini, pe poimâini, pe la anul, prin 10 ani. Și încă una, la irlandezi nu este așa de mare ego ca la noi. Mândria asta, știți, of, Doamne. Mama mea le zice, moldoveni săraci, dar cu treaba mare. Dumnezeu să o ierte. La dânsă și ceva noi. Ei acum poți să te batjocorească și peste o oră eu trecut și o servit o bere cu tine, o râs, o glumit, o... și s-o termina. Noi suntem mai mândri. Da, foarte mândri, știți, mândri și nu știu pe ce, pentru ce. Pentru că, cum nu știu eu ce este în România, blajini, este când pomenești. Eu am scris și de multe ori și pe Facebook și am spus și chiar și la televiziune, am spus, eu înțeleg, noi toată viața nu ne întâlnim, nu ne vedem, nu ne iubim, nu ne apreciem, dar după ce a murit, apurindu-și cu flori la el. Este prima oară când sunteți în București. Cum vi se pare orașul? Sincer, m-am îndrăgostit în București. M-am îndrăgostit, mi-a plăcut foarte tare Bucureștiul. E verde, e frumos. Ce nu v-a plăcut aici? Sau ce v-a deranjat? Traficul. Și eu cred că traficul nu e așa de rău, că am văzut țări cu trafic mai rău. Dar lumea din trafic. Eu aș vrea să apelez la indiferența șoferilor, că nu se respectă șoferii unul pe altul în România. În București, în fine. Dacă s-ar respecta unul pe altul și s-ar lua, cum se cheamă, safety, siguranța, nu indiferența, în vigoare, cum, în creierul lor s-a gândit la asta, s-a pune primul plan, cum se spune. Da, take in account, cum zici pe engleză, da. Ar fi mult mai bine. A, știți ce mi-a plăcut încă? Doamne, nu știu, dar n-am mai văzut atâta reclamă cu policieni.
Serios? Peste tot. N-am mai văzut asta. Și se întâmplă. Aveți atâția policieni mai mulți ca populație. Câți bani s-a cheltuit pe placatele alea și pe alea, cât lucru bun se face în țara asta, nu?